Salut! În cele trei episoade de până acum am văzut cum în secolul XV europenii, din dorința de a găsi aur și mirodenii, au trecut la descoperirea unor noi teritorii. Vasco da Gama, ocolind Africa, a descoperit un nou drum spre India în 1498. Cristofor Columb, în 1492, a ajuns în America, o lume nouă botezată ulterior după numele lui Amerigo Vespucci. Astăzi o să vedem cum s-a făcut prima circumnavigațiune a lumii și cum au fost create imperiile coloniale. În conjurul lumii, pentru prima dată în istorie, a fost realizat de către o expediție condusă până la un moment dat de către Fernando Magellan. Acest explorator a fost un navigator neînfricat și hotărât care a realizat ceea ce Cristofor Columb încercase să facă. A navigat către vest, pornind din Spania și a ajuns în Indiile de Est, făcând astfel pentru prima dată traversarea Oceanului Pacific. În 1519 a pornit cu 5 corăbii și 285 de oameni spre America de Sud. Era fer convins că așa cum Vasco da Gama ocolise Africa, va reuși la rândul său să ocolească America. A explorat coastele Americii timp de mai multe luni de zile. S-a confruntat cu revoltele echipajului, exasperat de cercetările îndelungate și fără rezultat. La un moment dat a fost chiar legat de catarg, dar a învins revolta marinarilor săi. În mai 1520, una dintre navele sale a naufragiat. Cercetările au continuat. Echipajul era din ce în ce mai nervos. În octombrie le-a cerut oamenilor săi să mai caute pentru câteva zile o trecere din Oceanul Atlantic dincolo spre estul lumii. În luna octombrie, spuneam, a găsit strâmtoarea care astăzi îi poartă numele. În strâmtoarea Magellan, una dintre nave nu a mai continuat călătoria și s-a întors în Spania. Traversarea strâmtorii a durat peste 3 luni de zile. Echipajul suferea. Citez. Nu mâncăm decât biscuiți vechi pisați, plini de viermi și împuțiți de la miasma urinei lăsate de șobolani. Și bem o apă galbenă infectă. Am încheiat citatul. Oamenii îi se împuținează. Asta face ca o altă navă să fie abandonată din lipsă de echipaj. Cu toate acestea, expediția reușește traversarea din Oceanul Atlantic în Oceanul Liniștit, pe care Magellan îl numește Pacific. Uite așa, sfâșiat de atâta încercări, în martie 1521, Magellan și oamenii săi ajung în Filipine. Ei bine, istoria ne învață că primul om care a făcut în conjurul lumii a fost Magellan. Dar realitatea este puțin diferită. În zona Filipinelor, unul dintre servitorii lui Magellan, ca să nu-i zic sclav, luat din alte călătorii, înțelege limbajul populațiilor din acea zonă. Este evident că în trecut fusese capturat din zona respectivă. Așadar, el este primul om care a făcut în conjurul lumii, însă toată lumea l-a uitat. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu Fernando Magellan. Păi, nu prea se mai întâmplă nimic, că sfârșește prost. Într-un conflict cu populațiile din zona Filipinelor, este capturat și cel mai probabil servit la cină. Cum s-a ajuns aici? Europenii aveau un avantaj teribil în fața băștinașilor. Pușca. Numai că în secolul XVI, dacă praful de pușcă se umezește, arma nu mai are nicio valoare. Uite așa pățește și Magellan. Într-o confruntare cu indienii sau cu populațiile din zona Filipinelor, este capturat și ucis. Călătoria sa este continuată de un subaltern, Juan Sebastian Elcano, cu o singură navă numită Victoria și cu doar 18 marinari din cei 285 care plecaseră inițial din Spania, se ajunge din nou de unde au plecat. În 1522, cei 18 conduși de Elcano ajung în Spania. Expediția se terminase cu pierderi masive, cu pierderea inclusivă a liderului, dar demonstrase în sfârșit că pământul este rotund, că se poate face o circumnavigațiune a sa. Bun, să trecem mai departe la imperiile coloniale.
După ce au descoperit noi teritorii, europenii au trecut la exploatarea lor. Pentru început, spaniolii și portughezii își construiesc imperii colosale, dar în cursă vor intra rapid englezii, olandezii, francezii, mai târziu chiar și belgienii. În secolul al XVI-lea, în America, conquistadorii spanioli, profitând de naivitatea populațiilor băștinașe și mai ales de superioritatea pe care le conferă armele de foc, distrug și cuceresc civilizațiile precolumbiene. Rând pe rând, le cad victime astecii, incașii și alții. În fruntea cuceritorilor europeni se află personaje precum Hernán Cortés sau Francisco Pizarro. Venirea europenilor echivalează pentru amerindieni cu venirea unor zei, deoarece invadatorii călăresc un animal dispărut de mult din America, calul, și au arme de foc. Pentru băștinași, o pușcă nu era decât un simplu băț neascuțit. Surpriza totală era atunci când aceasta bubuia îngrozitor și tovarășul de lângă tine cădea sângerând. Pentru aceste populații înapoiate, explicația era una singură: magie sau venirea zeilor pe pământ. Între 1519 și 1521, Cortez, cu o forță de doar 600 de oameni și mai puțin de 20 de cai, dar având 10 tunuri, cucerește Imperiul Aztec aflat în zona Mexicului de astăzi. Aztecii se considerau fiii soarelui și erau conduși de Montezuma. Regele lor se lasă păcălit de Cortez, pe care îl consideră zeul șarpele cu pene. Săracul Montezuma, luat prizonier, va fi ucis, iar imperiul său, cu mii de războinici, va fi distrus de câțiva conquistadori ahtiați după aur. Francisco Pizarro este un alt conquistador fabulos. Aflat în apropiere de Panama, Panama face un desen pe nisip și își întreabă oamenii: pe aici se merge în Panama pentru a fi sărac, pe acolo în Peru pentru a fi bogat și pentru a duce sfânta religie a lui Hristos. Și acum, cine este bun spaniol să aleagă ce e mai convenabil pentru el? Am încheiat citatul. Au ales aurul, evident, în numele lui Hristos. Faină scuză pentru a decima niște incași. În 1532, 80.000 de incași conduși de Atahualpa vin la Cajamarca pentru a-l întâlni pe Francisco Pizarro și cei 106 infanteriști și 62 de cavaleriști, cât număra toată armata europeanului. Liderul incașilor intră în oraș cu doar 3-4.000 de oameni care cad victime gloanțelor spaniole. Sunt masacrați și alți războinici în fața orașului. În total, mor aproximativ 7.000 de incași, în timp ce spaniolii au doar 10 morți. Atahualpa este luat prizonier. Pentru eliberarea lui, Pizarro cere nu mai mult, nici mai puțin, decât umplerea camerei în care era ținut prizonierul său cu aur. Incașii, pentru a-și elibera liderul, fac asta. Dar conquistadorul nostru se răzgândește. A, să nu credeți că nu primește aurul, că asta o face, dar îl eliberează pe liderul incașilor, de Petera, adică ordonă executarea lui. Și uite așa, creștinii europeni distrug și cuceresc civilizațiile sălbaticilor amerindieni. Între America și Europa începe un comerț înfloritor. Europenii iau porumb, cartofi, fasole, tomate, curci și, să nu uităm, iarba dracului, tutunul. La schimb, le aduc în America cai și ceva boli: variolă, rujeolă, tifos și sifilis. COVID-19 nu se găsea pe atunci, altfel era făcut cadou cu multă dragoste. Ei bine, prieteni, cam asta a fost. Am discutat în 4 episoade despre marile descoperiri geografice. V-am relatat cum în secolul 15 europenii au inventat caravela și, forțați de turcii care o blocaseră drumul spre India, au trecut la descoperirea unor noi teritorii. Portughezul Vasco da Gama, în 1498, a ocolit Africa și a ajuns în India. Columb, în slujba Spaniei, în 1492, a descoperit o lume nouă pe care
Ulterior, după numele lui Amerigo, istoricii o denumesc America. O expediție inițiată de Magellan între 1519 și 1522 a făcut pentru prima dată în conjurul Pământului, demonstrând că este rotund. Iar conquistadori precum Cortez și Pizarro au cucerit populațiile amerindiene. Mâncăm mămăligă de porumb, roșii și French fries de la McDonald's, unii inhalează tutun, iar toate astea se datorează descoperirii Americii. Toate cele bune vă doresc!